Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu acordă sprijin persoanelor aflate în căutarea unei slujbe, punând la dispoziția interesaților liste cu locuri de muncă vacante în perioada 8-13 ianuarie 2014. Posturile pot fi ocupate de persoane cu studii medii, profesionale sau chiar de către lucrători necalificați. Locurile de muncă, număr de 62, sunt la dispoziția celor care și-ar dori să lucreze ca brutar, confecționer, asamblor articole din lemn, cosmetician, coafor, cameristă, electrician auto, gestionar depozit, vopsitor auto, șef atelier și altele. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu sau pot accesa adresa de internet www.anofm.ro, unde se găsesc locurile de muncă vacante oferite în fiecare județ pe meserii. Pentru persoanele cu studii post-liceale și superioare, sunt vacante locuri de muncă în următoarele meserii: inspector protecția mediului, consilier, referent, manager aprovizionare, șef serviciu aprovizionare, secretar economic, inginer textile și director tehnic.